Am înregistrat plângere penală împotriva lui Voronin Plăhotniuc la Procuratura Generală a României, parchetul general se mai numește. După legislația României a fost cam cu greu înregistrată. De ce? Specialistul respectiv competența, s-a dus consult cu șefii, a spus că el nu vede niciun motiv pentru asemenea plângere, a citit-o pe jumătate undeva, i-am propus să citească până la sfârșit, dar s-a dus la șef. Până la urmă a decis să o înregistreze. Și acum vom vedea. Mi s-a spus că eu trebuia să motivez mai adânc. Eu i-am spus că nu sunt procuror și nu sunt anchetator și aștept de la ei. Am zis că poate deci dumneavoastră așteptați că eu să fac și rechizitoriu împotriva acestor persoane. Până la urmă, iată, plângerea a fost înregistrată. Eu nu vreau să-i dau acum conținut total, să o fac publică. Vreau să văd ce o să facă autoritățile României. Dar totul e pregătit în câteva variante pe internet, ca în orice moment să apară, dacă cu mine se întâmplă ceva. Deci, ceea ce s-a întâmplat cu mine la toamna, în noiembrie, la 11 noiembrie, mi-a fost anunțată sentința de Curtea de Apel. A fost menținută sentința instanței de fond, adică nu s-a schimbat mare lucru. Nu, s-a schimbat foarte mult. E una când Dorin Dulghieru, de teamă față de Plăhotniuc, m-a condamnat în 2017, în aprilie. Dar Curtea de Apel, Chișinău, care nu mai avea teamă de Plăhotniuc, nu trebuia să aibă teamă, a menținut această sentință absolut ilegală și aberantă. Deci despre aceasta, deci, iată, eu am scris de acum câteva plângeri, procurorul general, președintele Curții Supreme de Justiție, primului ministru, numai președintele Dodonu i-am scris, am înregistrat aceste plângeri, am înregistrat recursul respectiv la Curtea Supremă de Justiție, a supliment la recurs, am lucrat intensiv, de ce nici nu am apărut în public, intensiv luna decembrie și luna, iată, jumătate din ianuarie, în sfârșit am dus la capăt tot ce mi-am planificat, am înregistrat toate adresările și acum rămâne să apar în public, să lupt mai departe, inclusiv am trimis o adresare către președintele CEDO în legătură cu cauzele Gemeni și alte cauze, vreo trei cauze care eu reprezint cetățenii Republicii Moldova, care zac de minim 6 ani de zile acolo la CEDO. Și am... Crezi că e un tratament special pentru dosarele dumitale? Nu, toate nu, se examinează, e un tratament special pentru Republica Moldova și alte țări de tipul ei, inclusiv față de România, la CEDO. Și... Din care vin foarte multe cereri, nu? Păi, din care vin, Moldova, România, Rusia, trimit Turcia, trimit foarte multe plângeri. Rusia, Turcia, la CEDO se duc foarte multe cereri. Și aceia le ignoră în masă. În masă le ignoră. Și pe dosare foarte, foarte importante și foarte specifici pentru Republica Moldova mai ales și pentru celelalte țări. De exemplu, iată, dosarul cu Rimski a fost ignorat și până acum nu știu de soarta lui. Rimski a murit și el, toată echipa lui a stat la pușcării cât le au fost, cât le lista, ceva, da, da. Dar dosarul acela a fost fabricat de la început până la urmă. Dosarul cu Ameu, deci, care zace de 10 ani la CEDO, pe dosar penal tot, care nici n-a fost trimis în judecată, atât din 2005 dosarul acela intentat, iată are câți ani? 15 ani. Și eu sunt sub anchetă în acest dosar. A doilea dosar care a fost, iată, am ajuns la condamnare, până la Curtea de Apel, e din 2009, făcut ca să acopere primul dosar. Deoarece ei au înțeles că primul dosar iese direct la Voronin și Plăhotniuc și Poroșenko, și nu pot face nimic împotriva mea. Mi-au făcut a doilea dosar și iată, până astăzi, eu sunt nevoit să fac orice. Este greu de povestit, poate o să ajungem, eu o să apar, vreau acum să apar cât mai des în internet, pe YouTube, celelalte platforme, da, spațiul public și așa mai departe. Deoarece reclama în public a dosarelor duse de procurori, de judecători, poate să ducă la ceva schimbări. Iată, eu vreau să-i spun procurorul general să înceteze, procuratura generală să înceteze dosar penal împotriva judecătorilor și procurorilor pe îmbogățire ilicită. Aceasta este o pistă greșită, până la urmă ei toți vor fi achitați, iată, țineți minte ce vă spun eu. Ei trebuie să înceteze dosare pentru abuz în serviciu, în baza articolului 307, adică pe dosare fabricate concrete. Dacă ridici dosarele examinate de procurori
anchetate, supravegheate și așa mai departe, și, și judecate de anumiți judecători, mai ales, mare majoritate, 80% din aceste dosare, eu pun mâna în foc. Dacă începem, cineva, dacă se va obișnui, lasă-mă de în judecată, eu voi încerca să cer dosarele din ultimii 2-3 ani a lor și eu sunt sigur că 80% din aceste dosare sunt fabricate, sunt anchetate ilegal și cu încălcări de neînchipuit. Și atât dacă noi, procurorii acum care poate, datorită lui Stoianoglu, vor veni la conducerea Procuraturii Generale, dacă vor studia dosarele concrete a colegilor lor, vor vedea că majoritatea colegilor trebuie dat afară cel puțin sau puși sub învinuire. Iată, în dosarele care eu m-am adresat, dar să vezi, am scris Procurorului General plângere, concret dosare cu Gemeni. Repede, eu nu cred că Stoianoglu l-a citit, plângerea mea, repede l-au trimis la Procuratura Anticorupție. Dar Procuratura Anticorupție, Procuratura, ea nu e anticorupție, dar e corupție Procuratura. Toți acei băieți care stau acolo în conducere, mai în timpuri diferite, au avut în gestiunea lui dosarul Gemeni. Și dosarul lui Poroșenko, și dosarele lui Poroșenko, și dosarul lui Plohotniuc. Să nu uităm că există refuz de intentare dosarului penal pe activitățile lui Poroșenko, încă depus de echipa lui, când eu am depus plângeri și nu numai eu, dar și Mocanu și alții, și există încheiere, dispoziții sau ordonanțe de refuz în începerea urmăririi penale împotriva lui Plohotniuc. Și această ordonanță întotdeauna poate fi anulată și începută din nou, ancheta. Dar nimeni nu dorește asta. Ei acolo caută miliardul și așa mai departe, dar eu am propus Procurorul General să inițieze un dosar penal în baza articolului 284, Cod Penal al Republicii Moldova, constituirea organizației criminale, decât e Voronin și Plohotniuc. Eu când îl văd pe Voronin acum că el apare la televizor relaxat și omul se odihnește la pensie și așa mai departe, și știind ce a făcut el la Gemeni și cu aceeași, iarăși, Andy Spița, a apărut un băiat acolo, trancă, cu cafeneaua, cu guță, toată presa tace. Unde băieți? A ieșit acel trancă și a spus niște minciuni, a ieșit doamna aceea de la cafeneaua Guguț care și-a povestit istoria, mai mult nimic nu a apărut. Ce să face? Doamna aceea de la Guguț tremură de frică și acum, eu i-am propus să ieșim împreună în spațiu public. Ea a refuzat categoric, a spus că ea este amenințată și se teme. De cine se teme? Că doar Plohotniuc nu e acum. Sunt alți băieți. Mai sunt și alții. Izabela Timofeeva a primit de 2 ori de 10 ani în 2 dosare fabricate, pentru că a doilea a fost făcut ca să-l acopere pe primul, când au văzut că Curtea Supremă nu vrea. De 3 ori Curtea Supremă a întors dosarul la rejudicare la Curtea de Apel. Și aceea tot una i-au dat 10 ani până la urmă. Și în primul și în al doilea dosar. Și mai sunt, ții minte, dacă gruzinul Mihail, nu vreau să-i spun numele, acela dosarul la CEDO-ul lui. 10 ani stă acolo. Și eu CEDO am rugat de 2 ori să-mi spui care este planul CEDO în privința lui acestui gruzin. Plângerea lui a fost acceptată pentru examinare. Și ei până astăzi nu am niciun răspuns. Poate gruzinul a fost impus să dezică de pretențiile sale la CEDO, cum au fost aproape toți cei pe dosarul lui. Și el și Timofeeva? Gruzinul a fost eliberat, el stă în interdicție de părăsi țara, paramisi. De acum, de 2 ori, instanța, jucătoria Buiucan l-a condamnat, de 2 ori a fost anulată sentința și a 3-a oară iarăși a venit dosarul la Buiucan. E ultima dată, țin minte, și jucătorul care nu-mi pot aduce acum aminte, dar Timofeeva stă. Izabela Timofeeva stă absolut ilegal condamnată și la dânsa se cer sume mari de bani, cum s-a cerut și de la gruzin. Gruzinul mie mi-a spus, printre altele, eu am pus acolo materiale cele care ți le dăm, 4 declarații care au fost făcute mie de către clienții mei, că lor le s-a cerut mită pentru că se le închidă dosarele. Și sumele sunt indicate concret, acestea sunt copii, eu le am originale, țin la mine, am mai multe, dar nu știu celelalte, cam jumătate, încă vreo 4, nu le găsesc. Le-am băgat undeva, le-am ascuns. Și mărturiile astea sunt comunicate procuraturii? Nu mai sunt comunicat. Cum? Atunci, dacă eu scriu procuraturii, că oamenii ăștia mi-au spus mie, iată, eu le trimit, am trimis la CEDO dovadă că omul a fost impus să dezică de dosarul său la CEDO. Nici o reacție. Ăștia degeaba să le trimit.
pur și simplu oamenii o să fie ori lichidați acolo, ori... Deci, și atunci ce rost are să iată, le ții sau să mi le dai mie, le facem iată, publice? Aștept, le facem publice, iată acum, o să le facem publice. Eu de ce vreau ca următoarea ședință care o să o facem noi cu tine să vorbim despre aceste declarații a oamenilor care stau azi în pușcărie și eu astă vară. M-am implicat în dosar, am venit să reiau dosar, să mă implic în, mai departe în examinarea dosarului lui Izabela Timofeeva. Eu am mai făcut două dosare penale. În septembrie. Iată, eu alte două, pe lângă alte cele două, pe lângă cele, da, pe lângă Ianica Tâncă, ea stă la pușcării și eu au făcut pe acțiunile săvârșite de ea în 2009, adică până la arestarea definitivă, știi? Și a venit asta, m-am implicat într-un dosar penal al lui Lipatov, care omul mi-a permis să vorbesc despre el în public. El e condamnat 7 ani pentru trafic de persoane, într-un dosar fabricat, se vede de la început până la urmă și... Cum eu m-am apucat de dosarul ăsta și m-am dus la Curtea de Apel Chișinău și am depus mandatul și am făcut o declarație că să fie eliberat din cauza că dosarul e fabricat și asta se vede din însăși sentința emisă de judecător sectorului centru, eu am mai făcut un dosar penal. Am început să-l chem iară să dăie depoziție și am întâmplat și până la urmă, iată, Curtea de Apel l-a condamnat. A lăsat în vigoare sentința de primă instanță. Ai zis că ai o adresare către președintele CSJ. Da.